pasa. Vamos a hacerlo. Atunci se face să alege un mugure de unde se pleacă, se fac două tăieturi, pe cât posibil dintr-o mișcare, și cât mai drepte se poate verifica cu lama de la cuțit. Mai aranjăm un pic. Pe coază. Tăiem lungimea la 3-4 lucruri. Îl fixăm. Hai să vedem ca așa. Îl fixăm în port al 2. Problema la alinierea țesutului de cambiu. Țesutul de cambiu este acolo unde se termină coaja și începe lemnul. Având în vedere că portal 2 e mai gros și coaja mai groasă și la al 2 coaja e mult mai subțire și, mai concav, cam un milimetru trebuie mai înăuntru să fie poziționat. Ceva în gen. Este prea aproape. Așa. Următorul îl facem în partea cealaltă. Tot așa. Legem cât nu vorbim. Nu mai avem nevoie de pană, că-l ține ăsta la alt, al doi. Și îl introducem frumos. Puțin înăuntru. Cam atât de avansată. Acum îl legăm. Dacă stăm bine cu rafia, îl legăm spire lângă spire. Dacă nu, nu e nicio problemă. Cel mai important lucru, alinierea țesutului de cambiu, unde se termină lemnul și începe coaja. Pentru că acolo e viața pomului. Strâns bine. Am pus înăuntru din pomul care a fost să face o coajă. Se decupează puțin și se pune între al doi. Se împiedice de între siliconul înăuntru. Silicon acrilic. Neapărat acrilic, ieftin și bun. Singurul silicon care merge la altui. Am pus coaja, frumos. Începem să punem silicon. Punem în partea de sus, în primul rând. Pe lateral, de sub picătura. Și pe o parte. Și partea la altă. Și neapărat și în partea de sus, unde am tăiat altui. Aranjăm frumos de tanșel. Toate rănile se fără nicio excepție. Foarte bine pe lângă al doi și în partea de sus. Cam atât. Să dea Dumnezeu să-l vedem prins și să mâncăm din el.